Caz șocant. O fetiță de doar 2 anișori a fost violată de concubinul femeii în grija căreia a fost lăsată de mama sa plecată peste hotare. La moment, copilul se află la centrul mamei și copilului din orașul Chișinău, starea ei fiind gravă. Tragedia a avut loc marți seara. De un an și jumătate, mama fetiței care a plecat la muncă în Rusia a lăsat-o în grija bărbatului în vârstă de 31 ani și a concubinei acestuia. Anterior, suspectul a fost judecat de 5 ori pentru furt. La momentul comiterii infracțiunii, persoana respectivă se afla în stare de ebrietate. Bărbatul reținut și a recunoscut vina. Eu cred că unită e soția mea acasă. Pozitiv. Și eu cred că eu putem să fac dragoste, dar eram bat. Nu știu putea străga fata. Demonstrați la... Pune statuie cum era copiliță. Era copiliță așa și de. Fața încolo. Mai departe, ce a fost? Când fetița a început a plânge, ce a fost? A început a plânge. Cum ați văzut? Era lumina aprinsă, era întuneric. Ce era? Lumina stânsă era. Cum ați văzut? Prin întuneric era sânge. Inițial, micuța a fost dusă la spitalul raional din orașul Glodeni, după care a fost transportată de urgență cu aviația sanitară la centrul mamei și copilului. Care era starea ei? Foarte gravă. Ruptură de perineu, gradul 3. Asta, ruptură de vadem cu penetrare în cavitatea abdominală. La moment, fetița se află în secția reanimare la centrul mamei și copilului din orașul Chișinău, unde a suferit o intervenție chirurgicală. Specialiștii centrului susțin că starea micuței este gravă. Bărbatul care a comis infracțiunea este reținut. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare de la 10 până la 20 ani sau detenție pe viață.